Bună dimineața și bun găsit! Poveștile pot fi auzite cu ajutorul tehnologiei, prin intermediul proiectului Iași Art Code, care a digitalizat unele dintre cele mai importante monumente ieșene. Și povestea fiecărei statui poate fi descoperită prin scanarea unui cod QR care este atașat fiecărui monument. Codul ne trimite către pagina oficială a acestui proiect, pagina care se numește monumentediniași.ro. Acolo, un membru al echipei ne prezintă atât istoria statuii, cât și a celui care a realizat-o, cu fotografii, clipuri video, dar și materiale audio. Ideea acestui proiect a pornit de la o necesitate. De la necesitatea faptului că noi toți trebuie să ne cunoaștem istoria orașului. Trecem adesea pe lângă statui, monumente, biserici, muzee, fără să știm aproape nimic despre ele. În Iași sunt în acest moment peste 60 de statui cartografiate. Proiectul a început din dorința de a face cunoscute nu numai poveștile evocate de sculpturi, ci și sculptorii din spate. Foarte puține știm despre cine sunt realizatorii. Dacă ajungi în Parcul Copou și începi să te cazeri prin spatele unei lucrări, îți dai seama că are o semnătură. Dar cel mai adesea sculptorul nu și-a imprimat semnătura pe niciun bust, așa încât plasarea istorică și plasarea umană a creatorului cred că e foarte importantă, pentru că vorbim de o serie de sculptori din perioada interbelică. Povestea regelui Ferdinand I, întregitorul, așa cum a fost acesta denumit, poate fi accesată doar la un clic distanță. Prin scanarea unui cod QR aflat în proximitatea statuilor ieșene, aflăm viața celor mai importante personalități care au schimbat istoria românilor. Proiectul a fost realizat de Asociația de Studii Istorice din România cu sprijinul primăriei ieșene.